Stoica. Stoica se descurcă foarte bine. Și 1-0 în favoarea echipei Steaua, autorul golului Zanfi. Creat-o, dar a driblat prea mult, a avut de vreo două ori poziție de așa spre poartă, dar a preferat un dribling în plus, pentru ca până la urmă acțiunea sa să se irosească. Mateescu. Radu Nunweiler. Lucuță. Radu Nunweiler și gol reușit de Dudu Georgescu. În minutul 43, stimați telespectatori, scorul este egal. Din centrarea lui Radu Nunweiler, Dudu Georgescu a marcat cu capul, făcând ca tabela de marcaj să arate acum 1-1. Nunweiler. Lucuță. Capa lui Sărmărean și 2-0 în favoarea echipei Dinamo București. Fază aproape identică cu cea din care au înscris mai înainte dinamoviștii, numai cu alți eroi. Atunci a centrat Nunweiler și a reluat cu capul Dudu. Acum a centrat Lucuță și a reluat cu capul Sărmărean. Întâlnirea se desfășoară în fața unei cifre de spectatori, record al sezonului. Peste 75.000 de oameni au venit astăzi să urmărească cuplajul Inter București. Dobrău comite fault. Dumitriu 4, care l-a înlocuit pe Dumitru după pauză. Dinu Paul, lovitură liberă în favoarea echipei Steaua. Întreaga echipă Dinamo se află acum în apărare. Numai Radu Nunweiler este în afara careului de 16 metri al echipei sa. În rest, 9 jucători de fund și portarul în interiorul careului de 6 metri. Șut și gol pe care l-a reușit Iordănescu.
Matescu. Și gol pe care îl reușește Dudu Georgescu. Din centrarea lui Matescu, Dudu Georgescu prelungește cu stângul pe lângă portarul Moraru și aduce din nou conducerea echipei sale. Lovitura de la 11 metri la acest foul comis asupra lui Lucescu. Jucătorii de la Steaua protestează. Ei l-au înconjurat pe arbitrul Ghiță, dar acesta îi arată cartonașul galben lui Moraru pentru gestul nesportiv de a fi șutat balonul în tribună. Execută Dudu Georgescu. Și portarul Moraru reușește să pareze, trimițând în corner. Troi. Balonul s-a lovit pe piciorul unui jucător de la Dinamo, intrând în poartă. 3-3.